Se ridică cineva la amvon și spune trăsnăi de stă mintea în loc. Își dă seama cea mai bătrână băbuță din adunare, care nu înțelegea multe lucruri, își dă seama că ăla spune prostii. Păstorul stă acolo ghemuit pe scaun, pe fotole acolo. Domnule, ce să faci? Să tulbură adunarea? Nu, domnule, nu să tulbure adunarea. Lasă o trăvească adunarea. De ce să tulburi tu adunarea? Nu mai e bine să fie otrăvită adunarea, nu? Lasă pe oamenii așa să asculte 50 de minute prostii, erezii, ca să nu fie tulburare în adunare, nu? O logică impecabilă, să nu tulburăm adunarea. Și acum, nu spunem ceva de față cu el, așteptăm să plece și data viitoare o să încercăm să facem un fel de corecție. Dacă își mai aduce cineva aminte din ce a fost acolo, dacă nu s-a dus deja câțiva după prostiile lui. Biblia nu spune asta și vedeți în Fapte 20 unde Pavel vorbește, unde vorbește prezbiterilor din Efes, în Tit capitolul 1 unde vorbește prezbiterilor, zice, pe care Tit trebuia să-i așeze în fiecare cetate, în fiecare biserică, Pavel spune foarte clar, să înfrunte pe potrivnici cu putere. Iar pe prezbiterii care cătuiesc spune să-i mustre înaintea tuturor, scrie în Timotei. În Fapte 20, prezbiterilor din Efes spune să vor ivi, vor veni, să vor vârâ între voi, lup răpitor. Petru, în a doua epistolă, vom vedea în capitolul 2, vrea să fie citit în toate adunările public, să audă și pruncii, toată lumea din adunare, să audă portretul învățătorilor falși. Ei n-au ascuns lucrurile astea. Pentru ei erezia, pentru ei metodele false, pentru ei învățăturile false, nu erau lucruri simple, ușoare. Lasă, domnule, să asta este. O să treacă ele cumva. Că acum, nu, fiecare crede într-un fel. El crede într-un fel, tu crezi în alt fel. Și ajung, am întâlnit cazuri în care au ajuns nu ereticii să fie mustrați, ci păstorii. De ce au intervenit? De ce au intervenit? Și oițele, cu ghilimele de rigoare, multe dintre ele cu coarne, au început să bată păstorul pentru că păstorul le-a protejat. Nu trebuia să mă lași.